genial. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, suntem tot în Grecia și mergem la plajă. Acum repede, pe fugă. Dar la plajă înseamnă că vom face toată ziua scufundări. După care mâine la vânătoare și tot mâine la pescuit. Mai stăm câteva minute și intrăm în apă. 2 șezlonguri, 20 de euro, tot cu umbrelă, 2 băuturi răcoritoare și 5 euro voucher pentru restaurant. Avem intrarea către o plajă mică, aici pe Crete de Beach, avem un tunel. Thank you.
Mergem să prindem un pește. Sperăm să-i vedem culoarea. Intrăm în apă după el pentru că la undiță n-am reușit. Condiții ideale. 4-5 ore, nu ieșim din apă. Caracatița! Cât de frumoase sunt! Nu mai prind caracai, sunt plac prea mult! Așa că o lăsăm să trăiască! Thank you.
Super Jack! Super! 12 metri! Am văzut un Eagle Ray. Seamănă cu o pisică de mare. Ce frumusețe, ce frumusețe. Gata, ne retragem, avem 3 pești, ne ajung. Astăzi este 8:30, avem toată ziua în față. Ne întoarcem tot aici, în zona asta. Tot și caiacul, toată ziua bălăceală. Cu asta te rog să prindem un pește și la undiță. Al doilea Eagle Ray pe ziua de astăzi. Ce zi superbă! Acum la întoarcere. Wow! Gata vânătoarea. Am băgat pește la frigider. Mi-am luat înapoi echipamentul, labele, mănușile, șosetele și ochelarii, bineînțeles, și mergem pe golful din dreapta, din Alichi. Mergem la scufundări. Trupa este acolo, la plajă. Noi o să stăm toată ziua în apă.
mergem să vedem dacă mai găsim piscinele naturale de aici din Alichii. Hai la piscină. Hai, 10 lei taxa. Cât? 10 lei taxa. Euro. Mai avem una mai mare. Asta este o piscină mai mare. Mai șmecheră. Jacuzzi. Jacuzzi roman. Și mai avem una mică aici. Aici, sigur, nu sunt aici. Mă. De vis. Ce bine stau. Trebuiau câteva de astea pe plajă, nu? Dacă făcea cineva niște astea, că erau pline non-stop. Era unul în galdul. Mergem să luăm bicicletă. Poate reușim să prindem un pește. Haide să vedem. Gata, am fost sus la pensiune, am luat o bluză cu mânecă lungă, am udat-o. Altă treabă. Am luat și o lansetă. Mergem să prindem un pește. Îl prindem, Casandu? Da, îl prindem. Pe ăla mare. Ca să cu, ne ajungă cu până cu U. A zis pe ăla mare, da? Pe ăla mare. La atac! Îl omorâm. Genial locul ăsta, mai. O să zic de 1000 de ori, genial. O să zic de 1000 de ori că e genial locul ăsta. Locația a fost mai bună, mai mult pește acolo. Nu, eu cred că era așa. Da, aici ajungeam mai repede. Hai să vedem.
Hai să vedem. Uite, să trecem prin apa asta acum, plină cu arici. Până pe la terasă, aruncam de acolo la pește. Păi da, ce nu facem noi pentru un pește aici în Grecia? Gata, am ajuns. Aici vrem să stăm. Asta e piatra pe care vom da la pește. Pune-ne, îl punem. Cu el vom testa. Prima aruncă. Trebuie să lăsăm să ajungă pe fond. Face burta, avem... Schimbăm locul. Destul de instabilă zona aia acolo. Dacă alunec, cad în arici, plin de arici acolo. Așa că mergem undeva pe coastă, unde stăm mai liniștiți. N-am avut nici măcar un atac. Urd bluza și ne punem în mișcare. Da? Am greșit drumul, tot acolo am ieșit. Tot în golful ăsta stăm. Trebuie să mai înaintăm pe munte. Pe munte, că nu e munte. Pe dealul ăsta, păi știi, să mai mergem mai încolo, mai încolo, mai încolo, mai încolo. Pe aici să fie. Deja gata, sunt mort. Nici o mișcare, nici o mișcare și deja s-a uscat tricolul pe mine. Așa că sunt forțat să intru în apă. Un Black Minnow, gândul că poate prinde un Dentex sau un grouper de pe fund, pentru că aici am fost, aici am luat grouperii, aici am luat și jack-ul și am ratat și Dentex. Iar această gumă este genială pentru Dentex, Black Minnow se numește, foarte, foarte bună. E și pește în avul ăsta, dar chiar e bună, fără gumă, cum e bună. Și acum intrăm în apă, facem o săritură. Trebuie să vedem tricoul, dar ce să facem? Dăm pălăria, dăm ochelarii. Pauză! Black Minnow, niciun rezultat. Haideți să vă arăt o piscină frumoasă, de fapt sunt două. Vedeți cât de frumoasă e piscina asta. Piscina naturală. Genială, genială. Și cred că e și apa foarte caldă. Hai să vedem. Nu e așa caldă cum credeam. Pentru că stăm piatra asta aici, în palmul ăsta. Pentru că e mai caldă, dar nu e caldă chiar așa. Bine, foarte caldă. Mă așteptam să fie mai caldă decât este. Ah, e caldă, mă. Gata, băi, în piscină. Mai arunc de 5 ori și ne punem în mișcare. Mergem să mâncăm. Toată ziua, astăzi am mâncat o gogoașă. Ceasul este aproape 6. O singură gogoașă. Sunt mor de foame, dar diseară mergem și facem peștele. N-am avut nici măcar un atac, nici măcar un pește mic, nimic, nimic. Nu pot să cred. Ce zonă, ce pește am văzut azi dimineața aici. Cât Dentex, am văzut Amberjack, am văzut grupă. Nu înțeleg. Am văzut chiar și lufari mici, am văzut melanurii care atacă și e agresivă. Inclusiv un stavrid de mai mare se băga în ăsta. Da, trecută când am venit,
Am prins doar la undiță și n-am prins deloc în amintea de noapte. De data asta s-a schimbat situația. La undiță n-am prins nici măcar un pește. În schimb, am prins pește în amintea de noapte. Ne punem în mișcare. Mergem să mâncăm. Pentru limetă am luat niște ulei de măsline, sticluță mică, pentru că nu avem nevoie de mult. Facem niște crestături și să punem limetă pe el, îl punem pe grătar, sperăm să iasă. Avem foarte puțini cărbuni. Dar băgăm și în interior puțin. Împărțim peștii. Haideți la masă! Bun, hai Neasandu! Uite ce platou avem! Nebunie! Arată foarte bine! Și arată mă foarte bine, că e genial! Să pun și eu puțin în sare, vă zic! Avem și un Grigorescu, să știe ce ai, nu? Avem voie, nu? Avem, dacă mai plecăm cu mașina... Fără mașina... Pune și puțin alimenta. Mă pune alimenta aia. Păi și tu la tine? Păi pune tu. Pune? Păi da. Bine, boss.